spune, prognozând că până la ora 17 și 20 de minute, în mai multe județe din țară, dar și în capitală, va ploua cu grindină, vor fi descărcări electrice frecvente și intensificări ale vântului. Revertez, avertizarea este valabilă până la ora 17 și 20 de minute, în acest interval, putându-ne aștepta la grindină de mici dimensiuni, descărcări electrice frecvente și, de asemenea, intensificări sensibile ale vântului. Dacă toți suntem la capitolul meteo, iată în câteva cuvinte și cum va fi mâine vremea răcoroasă și în general stabilă, cu temperaturi care ar putea atinge în capitală 20 de grade Celsius. Aceasta va fi temperatura maximă, cu siguranță mai scăzută decât în ultima perioadă. Am fost obișnuiți cu temperaturi mai degrabă estivale, iar de trebuie să ne mulțumim cu ceea ce ne oferă meteorologia în această perioadă. Deci mâine vreme răcoroasă, cu cer acoperit de nori și temporar cu ploaie, mai ales pe timpul zilei. Și joi vremea va fi răcoroasă, chiar rece, pentru această perioadă în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse joi între 10 și 20 de grade Celsius. Deci noi avem hituri fierbinți, pe de altă parte, așa că, în compensație, ascultați-le.